Frecvența gustului La Europa FM Bună seara, dragii mei, la o nouă întâlnire pe Frecvența gustului Suntem deja în luna lui Mărțișor În intervalul în care, măcar acum, femeile sunt la putere Vorbim între 1 și 8 martie, mai ales despre femei, mai ales pentru femei Și din acest motiv am ales și eu ca subiect pentru astă seară un zâmbet frumos. O am alături de mine pe doamna doctor Beatrice Pătrașcu, este medic stomatolog și este medicul stomatolog care m-a făcut să mă împrietenez din nou cu stomatologia, acolo unde țin minte într-un interviu mai de mult, eram întrebată ce aș alege între vizita la stomatolog sau vizita la ANAF și eu am zis anaf <laughs> Ei bine, acum să zicem, mi-am reconsiderat poziția și trebuie să recunoaștem că poate, apropo de medicină pe vremuri, aceste specialități care erau grele, chirurgia, stomatologia erau, prin definiție, adresate bărbaților. Ei bine, iată că și femeile știu să facă treabă bună și, câteodată, o prezență feminină în astfel de condiții chiar îți aduce alinare și suport. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Mihaela, mulțumesc! Daltă, burghiu, ciocan sunt, cred că, instrumente care le găsim în stomatologie. Se potrivește stomatologia, iată, ca și meserie pentru o femeie? Din punctul meu de vedere, stomatologia este mult mai potrivită unei femei, pentru că vorbim în primul rând despre estetică, despre funcție și cred că femeile sunt mult mai predispuse către uh, frumos, către estetică, către finețe, către delicatețe. Apropo de femeile în stomatologie, să știi că în America încă sunt mult mai mulți bărbați medici stomatologi, da. dar nu pentru că ar fi greu să uh, faci facultatea, să profesezi, ci pentru că uh, în America bărbații uh, sunt dispuși să facă mai multe sacrificii decât femeile. A, am putea spune că societatea le permite să se dedice profesiei, pe când femeile au iată, și obligații familiale, tot ce înseamnă casă, gospodărie, trebuie să vină în fișa postului. Se poate îmbina partea de profesie cu, partea, cu viața personală, fără să sacrifici niciuna dintre ele? <laughs> Sau nu pe tine trebuie să te întrebi, ce, pe cei din jurul tău? E greu să fie echilibrat. Cred că cel mai greu este să-ți găsești echilibru. Dar um... Cu siguranță, cu trecerea timpului, cu toții învățăm să uh, echilibrăm viața profesională cu cea personală. Eu nu sunt cel mai bun exemplu, așa cum bine știm. Nu am învățat uh, să muncesc mai puțin, muncesc la fel de mult ca acum 15 ani, dar uh, nici nu simt nevoia să muncesc mai puțin cam câte ore din zi sunt alocate, iată, le petrești lângă scaunul pacientului alături de oamenii care chiar au nevoie de, de ajutor, nu doar de estetică. În medie 6-8 ore pe zi. Am înțeles. Uh, cabinetul vostru se numește Gentle Dentist. Cum poate să fie sau cum de reușește un dentist să fie și gentle? Nu mai doare? Nu mai este o experiență neplăcută mersul la dentist? Păi tu trebuie să ne spui, mai doare la dentist? <laughs> Aș spune că vreau, vreau să știu la ce metode apelați, pentru ca uh, această experiență să nu fie una, să spun, excepțională, ci în mod frecvent, sau mă rog, în mod uzual, pacienții să meargă cu încredere și cu fără frică. De fapt, aici e. Cred că inclusiv acel zgomot de freză, de multe ori, care mirosul și zgomotul de freză ne produc o reacție emoțională. Și vreau să știu dacă lucrurile acum sunt diferite față de stomatologia pe care o știam noi de copii. Gândește-te că am, am terminat stomatologia în 2004. Atunci, în timpul facultății. Ceea ce mi s-a părut extrem de important de schimbat în percepția pacienților a fost faptul că trebuie ca pacienții să înțeleagă că stomatologul poate să fie și delicat. Stomatologul înainte era asociat cu. Uh, niște gesturi brutale niște gesturi și niște brutale. Instrumente. Exact, ai văzut că de, și tu da. ai început cu Daltă, Ciocan da, 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 când... da, da, da niște clești, niște... adică în toate pozele de stomatologie, cel puțin așa să spunem din istoria stomatologiei instrumentele sunt extrem de, de brutale și cred că inclusiv efortul fizic pe care îl necesita folosirea unor astfel de instrumente, trebuia să fie bine construit așa ca să poți să faci față trebuie să fii bine construit și mental și trebuie să înțelegi că în stomatologie lucrurile s-au schimbat. Acum avem lasere, cum bine știi, putem să înlocuim dalta și ciocanul cu lumina laser, putem să frezăm în loc de freză și turbină cu laser. Asta nu înseamnă că nu vei mai auzi niște zgomote, nu înseamnă că nu vei mai mirosi uh, dentina în momentul în care. Doar în loc să o frezezi, în loc să încep să uh, simți acea trepidație vei uh, simți un ușor uh, zgomot, vei auzi un ușor zgomot care cu siguranță este mult mai plăcut decât zgomotul pe care îl auzeam în copilărie mai minte când minte când eram mici și mergeam la cabinetul școlar și încă de când intrai pe hol, da, auzeai, te apuca anxietatea da, 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 în, da, 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 da. da. în afară de mirosul acela pătrunzător da. de stomatolog de pe vremuri, auzeai freza, auzeai zgomotul care îți dădea fiori, te da, treceau absolut, pur și simplu fiori absolut. pe coloana vertebrală, pe șina aspirării. Și adevărat, pentru că acest cuvânt laser este un fel de, nu știu să zic, panaceu universal. În momentul în care folosești laser, toți pacienții sunt fericiți, pentru că pare că, eu știu, ai garanția unei experiențe plăcute se Poate face atât de multe laserul chiar și în stomatologie? Laserul poate să facă foarte multe lucruri în stomatologie, evident că trebuie să combinăm mai multe tipuri de lasere, adică cu laserul, în afară de faptul că putem să tăiem gingia, putem să cicatrizăm, putem să oprim o sângerare, putem să și frezăm, putem să și îndepărtăm smalți, dentină, alterate, stricate, putem să îndepărtăm carie. Avantajul laserului este acela că nu mai suntem în contact cu țesul. Adică trepidația aceea pe care o simțim în mod normal, pe care o produce în mod normal freza, dispare. Deci este o, o, acțiune indirectă și una mult mai blândă, acolo unde efectele sunt, sunt similare. Și dacă tot vorbim de laser, din câte știu, sau spune-ne tu mai multe despre diverse domenii de folosire a lui, inclusiv, eu știu, la bolile parodontale grave, tot ce înseamnă stomatologie funcțională, nu doar parte estetică. Ce, ce putem face cu laserul? Uite, în momentul în care m-am decis să cumpăr un laser pentru cabinet, pentru clinică, m-am decis în primul rând pentru pacienții care aveau parodontoză. De ce? Pentru că în mod normal tratarea parodontozei... Ce înseamnă e, de fapt boala asta care este, este teribilă? Este o boală bacteriană. Cu toții avem niște colonii bacteriene. Avem mai multe tipuri de bacterii în cavitatea bucală. Că tot vorbeam de echilibru, în mod normal ele ar trebui să fie în echilibru. Adică, bacteriile bune să fie la fel de multe ca cele rele. Ca la intestin, adică echilibru dintre coloniile de bacterii să-ți asigure ție sănătatea. Okay. Exact. În momentul în care bacteriile rele încep să ocupe mai mult loc, încep să se dezvolte mai mult, se apare acea inflamație a gingiei. Ai văzut, se înroșește gingia, Apare o sângerare, începe să se inflameze țesutul și începe să se îmbolnăvească gingia. În mod normal, de la primele semne, medicii pe vremuri, medicii parodontologi, foloseau niște metode mecanice de a curăța gingia aceea alterată, adică tăiau. Da, să mă da, 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 că... Reacția ta reacția este... mea, da, dar e Numai când nu și mai au fiori. Da. Uh, cu ajutorul bisturiului se tăia gingia, se îndepărta țesutul acela inflamat și cu uh, niște chiurete, adică mecanic, se uh, freza și se uh, plana suprafața, astfel încât să putem să aducem gingia curată înapoi, să o coasem și îndepărtând țesutul inflamat și îndepărtând. Coloniile acelea de bacterii pe care reușeam să le vedem, cumva tratam boala parodontală. Acum, modern, cu ajutorul laserelor și se folosesc mai multe tipuri de lasere, omorâm bacteriile cu ajutorul acestei lumini polarizate laserul penetrează până la 1000 de microni, penetrează mult mai profund decât am reușit pe cale mecanică și astfel nu mai avem nevoie să tăiem cu bisturiul să coasem, coasem. gingia right. vindecarea este mult mai bună și um, pacientul percepe această intervenție mult mai gentil că tot mă întrebai <laughs> de ce gentle dentist yeah. um, ce m-a frapat în timp, că m-a întrebat de ce gentle dentist, ce m-a frapat în timpul facultății, un, vorbim de anii 2000, începutul anilor 2000, când oamenii mergeau mult mai puțin la stomatolog decât acum, în 2020. Uh, m-a frapat că nu, întotdeauna spuneam nu merg la stomatolog, oamenii spuneau nu merg la stomatolog pentru că e scump, nu merg la stomatolog pentru că nu-mi permit. Nu, oamenii nu mergeau la stomatolog. Pentru că le era frică. Frica era principalul motiv, dincolo de financiar. Exact. Da. O să rămâi uimit, așa cum oamenii nu se apucă de diete pentru că nu găsesc motivația necesară, nu găsesc puterea necesară să înceapă o dietă. La stomatolog oamenii nu vin de frică, nu pentru că nu-și-ar permite. Și în momentul în care amâni, amâni, lucrurile acestea devin din ce în ce mai grave și tratamentul din ce în ce mai complex, adică trecerea timpului în niciun caz nu, nu rezolvă situația. Deja să înțeleg, în momentul în care sângerează îngerează gingia, lucrurile sunt grave. Ar trebui să facem uh, prevenție pentru astfel de probleme? Întotdeauna prevenția este cheia. Uh, cel mai bun lucru, le spun tuturor pacienților mei, cel mai bun lucru pe care pot să-l facă pentru ei, din punct de vedere stomatologic, este să nu cumva să uite de detartraje. Care Cu... este intervalul corect? Cum păstrăm igiena aceasta din cavitatea bucală și cum suntem siguri că există pacienți care nu au niciun fel de problemă, iată, apropo, de nu, nu prevenție. Deci, dacă ai ajuns la stomatolog, sigur că găs se găsește ceva de. În primul de rând, gândește-te că oamenii spun: Eu nu am tartru, dar nu ai tartru pe care îl, îl poți vezi. observa cu ochiul liber. Tu când te uiți cu o grijă, să zic că ai o grijă mică acasă cu care începi să te uiți și să-ți analizezi pe toate părțile dinții, nu observi tartru. Dar, cu siguranță, sub gingie vei avea niște mici depozite de tartru, pentru că, oricât de îndemânatic ai fi și oricât de bine ai ști să faci periajul, nu poți să îndepărtezi tot ce rămâne după ce mâncăm, to toate resturile acelea. Până și eu, care, nu știu, am pretenția că știu să mă spăl corect pe dinți, am nevoie, o dată la șase luni, să fac o igienizare și colega mea tot timpul îmi arată depozitele pe care nu am reușit să le să îndepărtez. le îndepărtăm cu, cu periuța. Deci este o chestiune de igienă. Este o chestiune și, de igienă. Și care, culmea, te salvează, sau mă rog, previne o mulțime de alte probleme pentru că acel tartru care nu a fost îndepărtat, curățat, ce poate face în timp? Într-o primă etapă poate să-ți îmbolnăvească gingia. Dacă, în, again, dacă din nou, dacă echilibrul bacterian este bun, nu vei face boală, nu vei dezvolta boală bacteriană. Dar dacă din diverse motive se strică acel echilibru între bacteriile bune și bacteriile Asta rele, îmi spune vei... că ne scade imunitatea, iată, inclusiv la nivelul gurii, să înțeleg că se poate întâmpla lucrul ăsta. Sau există o alimentație care, că tot, că tot suntem pe frecvența gustului, există o alimentație care predispune sau care strică dinții, deci să înțeleg Că nu doar carile sunt problema majoră, ci iată și aceste că tartul până la urmă, îl percep ca pe un fel de dezvoltare, nu doar de, eu știu, depozite pe care le considerăm așa, ca un fel calcifiate pe dinți, ci mai degrabă acolo sunt colonii de bacterii care, care prin multiplicare, ajung să, să devină agresive și să, să creeze probleme. Care este mâncarea? care place bacteriilor, dar nu face bine malțului. Întotdeauna tot ce conține zahăr va place bacteriilor. Bacteriile se vor dezvolta. Nu a fost un răspuns sugerat, dar Apropo de zahăr, pe lângă, pe lângă siluetă dragii mei, pentru că ne afectează silueta noi așa, chiar dacă îi place foarte mult capului nostru, trebuie să subliniem și să lucrul acesta, să-l să conștientizăm zahărul face carii dentare este demonstrat mai mult decât sigara face cancer pulmonar, pe pachetele de țigări încă este spus eu știu, dăunează grav sănătății sau poate provoca, da, boli grave, e, la zahăr lucrurile sunt deja demonstrate în contact direct cu zahărul zahărul pe smalțul dentar face care el erodează precum rugina, deci aici este o chestiune de acțiune directă care nu mai are nevoie de niciun fel de, de nu mai are niciun semn de întrebare și atunci, în momentul în care noi am pus zahăr pe dinte, da? indiferent cât de mult simțurile noastre sunt, cât de fericite sunt, pentru dinte este un, este, este un dezastru. Adică, el, dacă ar putea să strige, ar spune ajutor și, bineînțeles, tot ce înseamnă ulterior, apropo de și nouă, ne plac carbohidrații și făinoasele, și bacteriilor, tot ce înseamnă. Să zic așa, suport făinos care poate fermenta. Este și pentru bacteriile din gură o binecuvântare. Deci, nu ne îngrășăm din proteine, din grătar cu salată și culpea, foarte interesant efectul, nici la nivelul dinților, grătarul cu salată nu face rău, <laughs> însă atunci când băgăm zahăr și făinoase, și pentru siluetă, și pentru smalțul dentar, lucrurile pot fi problematice. Nu știu pentru silueta, nu pot să dau așa, astfel de sfaturi, așa, așa. dar ce vă sfătuiesc este după ce mâncați carbohidrați, spălați-vă pe dinți. Da, este un lucru pe care, foarte interesant, apropo de educație, prevenție și tot ce înseamnă obiceiuri, eu am fost foarte surprinsă, ca să nu zic șocată, într-una din călătoriile mele în Japonia, țara cărei cultură, na, eu o să spun așa, nu neapărat că nu o admir, dar mi s-a părut că nu m-am potrivit cu stilul lor. Pentru mine a fost un șoc când am văzut că la toaleta restaurantului erau extrem de multe doamne care veniseră cu periuța în geantă și se spălau pe dinți imediat după masă. Deci nu tu gumă de mestecat, nu tu, eu știu, alte, alte obiceiuri din acestea, mâncăm un fruct sau bem apă și clătim bine gura, ai bine, ele scoteau din, din gantă periuța și se spălau pe dinți, lucru pe care, dragii mei, vă recunosc, nu l-am văzut în nicio toaletă, de niciun restaurant, de niciun hotel, fie el și de lux în Europa. Deci este o chestiune de educație dincolo de aparențe, da? este un lucru pe care îl faci pentru sănătatea dinților tăi, pentru că bănuiesc că fiecare oră de contact cu acei carbohidrați care hrănesc, iată, bacteriile din gură, este rău pentru dinți și atunci. Uh... Gestul în sine durează trei minute și știi că, iată, nu mai ai nici surpriza estetică să-ți rămână mâncare între dinți, iar, din nou, cum spuneam, dinții noștri ne-ar putea mulțumi pentru, pentru un lucru pe care noi românii îl facem. Există astfel de obiceiuri? Se, se, se pot învăța? Putem educa copiii să facă lucrul ăsta? Generațiile asta tinere cu siguranță au cu totul alte obiceiuri și sunt plăcut prinsă să constat că pacienții de, nu știu, 5-15 ani au în ghiozdan periuță de dinți. Ce frumos! În recepție pacienții care vin de la servici, sunt foarte mulți care spun, îmi dați și mie o periuță de dinți, vă rog frumos. Copiii în schimb au în Giosdânel, da, și uh, mai ales că acum știi că este o modă cu aparatele dentare, și îmi povestește și fica mea că foarte mulți copii în pauza de masă se duc să se spele pe dinți. Mănâncă și pe urmă Asta îmi spunea că la baie este incredibil după ce mănâncă. Își Câte scot lume pe se spală pe dinți. Cât exact, cât ce copii frumos. se spală pe dinți, ceea ce asta este minimal. Minunat. Minunat, categoric, Vai, ce ce veste bună, pentru că, iată, e un lucru pe care dacă îți intră în normalitate din copilărie, apoi nu o să ai niciun fel. Există probabil periuțe cât de mici pentru orice poșetuță, deci nu, nu e asta o problemă și poate, cine știe, ajungem chiar și la performanța în care în anumite locații, așa cum găsești la baie, eu știu, cremă pentru mâini, poate n-ar fi rost să găsești și un tub de pastă de dinți ca să nu-l mai car pe altă în poșetă, dar este un lucru și din nou, și din nou spun Colom în joacă, Colom Cert este că el are beneficii majore pentru dinții noștri, iar dinții sunt ceva de care trebuie să avem grijă pentru că nu e așa un zâmbet frumos, uh, uh, nu știu, bucură pe oricine și pe tine ca posesor și pe cei din jurul tău. Dacă tot vorbeam de zâmbete frumoase, uh, mai este acum la modă să, sau mă rog, se mai poate îndrepta dinții, chiar dacă ai trecut de perioada adolescenței, se poate purta aparat dentar până la ce vârstă? Se poate purta aparat dentar toată viața. Cea mai în vârstă pacienta noastră are 74 de ani. Wow. Incredibil. Și uh, doamna Roșu este Așa, pacienta mea, brădă, este celebră, da, este... și a fost foarte drăguță doamna. În momentul în care a venit la consultație, se mișca destul de rău un incisiv central superior. A venit îngrijorată, între, o știu de aproape 15 ani pe doamna, întrebându-mă, ce mă fac acum, doamna doctor, fără un dinte în față. față? Așa. Și uh, pentru că nu am vrut să-i pun implant dentar și pentru că această mișcarea aceasta a mobilitatea aceasta dintelui a fost a avut drept cauză o traumă mecanică, i-am propus doamnei să uh, punem un aparat dentar parțial și să încercăm să ducem rădăcina dintelui înapoi la Aha. poziția ei inițială. A fost un pic reticentă, dar Aha. înțelegând că uh, își poate să salva, salva, dintele. salva da. dintele, până și Doamna Roșu, de 74 de ani, a înțeles că este absolut firesc și normal și că dinții se pot îndrepta la absolut orice vârstă. A, deci nu e nimic pierdut dacă te-ai născut cu dinții strâmbi, iată, lucrurile pot fi rezolvate și apropo de uh, efort și de dorință din această actuată nerealistă să avem zâmbet frumos și dinți perfect drept peste noapte între aparat dentar și fațete dentare ele se exclud sau se completează ca și tratament? Se completează uh, mie nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. În primul rând eu nu sunt o mare admiratoare a fațetelor dentare. E moda americană iată în care totul se întâmplă spectacolos peste noapte și nu se mai întreabă nimeni ce cei cu dintele la peste niște ani. Este, este era vitezei, este era în care cu toții vrem să facem lucruri peste noapte, să uh, se întâmple într o zi, ce nu s-a întâmplat într un an. Uh, sunt de acord, putem să ne cumpărăm o mașină peste noapte, putem să ne schimbăm uh, apartamentul, nu știu. Nici să... silueta nu putem, este aceeași dorință, iată, absurdă, aș spune, idealista omului, să șteargă cu buretele păcatele alimentare din luni sau poate ani de zile, dacă se poate, de azi pe mâine vrem o dietă spectaculoasă, așa și cu stomatologul. De azi pe mâine nu mai putem suporta dinții și vrem niște dinți, un zâmbă de Hollywood. Eu nu sunt nici mare admiratoare a acestor fațete și nici nu aș vrea ca ascultătorii tăi să înțeleagă că fațetele nu sunt un panaceu universal cu aceste fațete. Da, probabil că o să zâmbim uh, un pic diferit, dar, dragii mei, după ce o să zâmbiți un pic diferit, o să vă uitați în oglindă și o să constatați că pomeții nu mai sunt aceiași. Se schimbă fizionomia. Că se schimbă fizionomia. Exact. Că, um, și că voi nu mai sunteți aceiași. Nu vă mai îndreptați către fațete dentare atât de ușor. Analizați foarte bine, discutați foarte mult cu stomatologul. Faceți un fel de test drive. Pentru toți pacienții cu fațetă dentare, noi facem în ceară o machetă a viitorilor, a viitoarei imagini a dinților și facem în cavitatea bucală, le construim dintr-un material provizoriu viitorul zâmbet. Stați o zi și analizați-vă cu acel zâmbet și analizați-vă din toate unghiurile. Așa cum observăm că acum femeile au aceiași pomeți, aceeași pomeți, același nas, aceeași sprânceană, aceleași buze. Aceleași buze. Acum au început să aibă aceleași, aceeași dinți, același zâmbet. Nu este nu e frumos natural și nu, e și frumos, nu este natural mie personal nu-mi place, nu pot să fac așa ceva pacientelor mele pentru că eu nu mă simt bine să creez astfel de zâmbete false, false. Da, da. Bine, e o chestiune probabil de răbdare și câteodată chiar și de înțelegere, mulți pacienți sunt extrem de ușor de manipulat și aleg varianta pe care de multe ori doctorul, să spunem așa, o, o, o induce, însă chiar și pe termen lung să înțeleg că nu este neapărat o rezolvare, fațetele acestea ce înseamnă de fapt. Ca la faianță, nu? Ceva pus, aplicat pe dintele tău care trebuie să fie um, anterior um, pilit, subțiat. Odată ce ai pierdut fațetele, mai poți lăsa dintele tău natural? Este foarte greu să pierzi fațeta. În primul rând fațetele sunt cimentate, așa cum faianța, ca ai amintit de faianță, da, da. este cimentată pe suprafața pe care o aplicăm și fațeta este cimentată. Doar dacă din, nu știu, dintr-un ghinion absolut muști din ceva și ți se fracturează, ți se fisurează o bucată din fațetă, doar atunci ești nevoit să intervii din nou și să faci o altă fațetă. În mod normal, fațetele poți să le păstrezi 10-15 ani, poate și 20 de ani, fără să le schimbi. Evident că nu le ții toată viața, pentru că și structura dintelui de suport, dintele de sub va Va, va îmbătrâni, va evolua și nu vei mai avea aceeași imagine, aceeași culoare, aceeași, același zâmbet în timp și vei fi nevoit să-ți schimbi fațetele. Dar mă întrebai dacă se exclud tratamentul ortodontic și nu vă mai puneți fațete pentru a, a ascunde o înghesuire dentară, pentru a ascunde o, a, ceva inestetic. Analizați bine, întrebați stomatologul cum puteți să aveți zâmbetul acela pentru toată viața, nu, doar, nu vă rezolvați Atunci problema. unde ar fi ele indicate sau unde ar fi nevoie de ele că n-ai putea rezolva altfel o problemă? Eu le recomand paciente, pacienților care vin și cu astfel de cerință atunci când au carii foarte mari sau atunci când au defecte de structură ale smalțului sau atunci când au defecte de culoare foarte mari, atunci când știu că printr-o albire, oricât de agresivă ar fi sau oricât de multe albire aș face repetat, nu voi obține culoarea pe care pacientul și-o dorește. Sunt de acord cu dinții albi, sunt frumoși, Dinții albi și luminoși ne dau un aspect mai tânăr, mai, mai sănătos. sănătos. Da, da. Nu sunt împotriva albirii dentare dacă este făcută cum trebuie. Mm -hmm. Dar fațetele trebuie Decizia de a-ți face fațete trebuie analizată foarte, foarte bine. Și probabil că există și persoane care au o formă a dintelui ușor nefericită. Adică nu întotdeauna dintele în sine este un dinte frumos, apropo de dimensiuni de lățime, probabil că și asta poate fi corectat cu fațetă. Cu siguranță, dar trebuie să ai spațiu ca să corectezi. Uh -huh. Ori a face fațete fără în astfel de situații, fără un tratament ortodontic înainte, este greșit. Am înțeles. Și dacă tot vorbeam de frumusețea dinților, trebuie să vorbim și de implanturi, că și aici probabil lucrurile sunt extrem de, eu știu, gama lor este diversă și viteza cu care le poți implanta este și ea diferită. Există posibilitatea acum să mergi la stomatolog și să pleci, iată, cu implanturile montate, cu anestezie făcută, fără să fi știut că te-ai trezit cu atât de mulți dinți, să fie o experiență plăcută? Cât de mulți din se pot pune odată, <laughs> ca să întreb așa punctual. Toți dinții se pot oh, pune deodată. Okay. Există nenumărate soluții de tratament acum, practic orice. Put... Într-un cabinet stomatologic modern, într-un cabinet stomatologic care este dotat cu o sală de intervenții chirurgicale, cu un aparat de anestezie. Orice se este posibil. Da. <laughs> okay. nu, nu mai există practic niciun fel de restricții. Acum în cabinetul stomatologic poți să fii adormit și să te trezești cu dinți. Am înțeles. Deci nu mai e o, un traumatism nici la capitolul timp, eu știu, chirurgie, lucrurile sunt gentle. <laughs> <ca> să... Lucrurile <laughs> sunt gentle, da. Și apropo de frică, că povesteam de... Principalul motiv pentru care oamenii decid să nu viziteze cabinetul stomatologic și, după părerea mea, în continuare, frica, anxietatea rămâne principalul impediment în calea vizitei la stomatolog există, oameni buni, există sedare, există nenumărate variante de sedare, de la inhalo sedare până la sedare intravenoasă, aveți nenumărate variante de a scăpa de această frică, de această anxietate. Nu mai lăsați frica să vă țină pe loc și să vă uh, zâmbetul, Și să vă, vă strice zâmbetul. zâmbetul da, da, nu, cam așa. nu frica trebuie să vă oprească în a vizita stomatologul. Și dacă tot vorbim despre, iată, zâmbete și frumusețe, există obiective sau, mă rog, dorință estetică și din partea bărbaților, apropo de zâmbet, cât, cât de mult importanța are estetica în cazul sexului puternic, să zic așa. O să fiu imită, dar acum sunt mai mulți bărbați care își doresc fațete, apropo de fațete, decât femei. Și așa cum fetele vor peste noapte să arate precum fotomodelele și bărbații vor să arate precum Brad Pitt sau uh -huh. uh, nu știu, uh, Enrique Iglesias peste noapte. Uh, și bărbații au început să ceară tratamente estetice uh, din ce în ce mai des. Asta e un lucru frumos și denota, așa să zic, o preocupare. Bine, e clar, trăim într-o era imaginii și imaginea contează. Eu ce am observat din punctul de vedere al preocupării pentru siluetă să spunem, sunt mai multe femei care se adresează nutriționistului căutând soluții, însă ce am observat este că atunci când ajunge un bărbat să ceară ajutorul, face și lucrurile serios. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem într-o săptămână dedicate doamnelor, dar eu vreau să-i felicit pe bărbați că atunci când, probabil e și o chestiune de, eu știu, psihologie, când apuci să spui că ai o problemă să ceri ajutorul, apoi înseamnă că ți-a ajuns cuțitul la o și chiar te ții de treabă, domnii sunt mai eficienți și mai serioși când vine vorba de cură, de slăbire și de schimbare de obiceiuri alimentare și ar trebui poate să luăm exemplu de la ei să fim mai puțin superficiale și curioase și să punem lucrurile în practică azi pentru azi, pentru că orice amânare, că e vorba de probleme de, iată, sănătate dentară sau de siluetă, dacă lăsăm pe mâine ce putem face astăzi timpul nu rezolvă problema deci îndemnul meu ar fi, haideți să avem curajul da? să ne dorim lucruri bune pentru noi pentru că culmea mintea noastră proiectează de multe ori iată, și frică și imposibilitate acolo unde soluții există cu condiția să le ceri deci și dentistul poate deveni gentle dentist și zâmbetul poate fi unul frumos și sănătos cu condiția ca noi să avem grijă de noi și Poate începe și cu un zâmbet sănătos. Cu siguranță. Mulțumesc frumos pentru prezența din această seară și felicitări pentru tot ce înseamnă uh, carieră de femeie făcută pe, iată, uh, muncă la scaunul pacientului și care de multe ori uh, presupune chiar și prezență fizică, că nu e simplu să stai lângă acolo cu toate instrumentele, e muncă fizică multă, iar medicina din exterior este frumoasă. Asta din interior înseamnă multă dedicație, multă, uh, câteodată chiar și renunțări, și lucrurile acestea trebuie uh, lăudate. Cred că e pasiune. Uh, da, și lucrul, atunci când faci ce ți place, nu mai simți efortul. Absolut deloc. Deci, dragii mei, uh, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă încurajez să căutați soluții pentru sănătatea și frumusețea voastră. Trecând peste frică, pentru că de multe ori frica ne face să pierdem inclusiv gustul vieții. Haideți să trăim viața mușcând-o din plin și pentru asta, chiar și un zâmbet sănătos e un prim pas. La revedere și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Mulțumesc, Mulțumesc Miara. Frecvența gustului la